Mulțumesc, domnule președinte. Se pare că și astăzi, pentru deputații puterii, este valabil dictonul că pauzele lungi și dese sunt cheia marilor succese. Pentru că în nicio țară din Uniunea Europeană nu se întâmplă acest lucru. Senatorii puterii și-au acordat ieri, cu generozitate, o lună de vacanță europarlamentară. Propun ca toți românii să primească, concomitent cu senatorii, o lună de concediu plătit din bugetul Senatului. În fond, legea ar trebui să fie aceeași pentru toți. În plus, am avea timp să savurăm marea ciolanadă, pungi, făină, ulei, zahăr și nelipsitele gogoși electorale. Oare nu au citit măcar Constituția? Oare nu au aflat că, măcar teoretic, treaba lor este să legifereze? Oare chiar avem nevoie de ei din moment ce noi am fost la referendum și am decis să avem un parlament unicameral cu maxim 300 de parlamentari? Și dacă tot își doresc o vacanță electorală, îi așteptăm pe 1 mai la una mai exotică, într-o zonă specială de maximă siguranță publică, la Pungești. Sper că legea mea privind limitarea la maximă a 2 a numărului de mandate să-i mai scoată din Parlament pe cei obișnuiți să doarmă în jilțurile privilegiate ale puterii. V-ați săturat? Nu stați în casă dacă vă pasă. Doar cu un vot puteți să-i trimiteți în vacanță. Definitiv. Vă mulțumesc!